Dacă susții ceea ce fac, te invit să devii membru al canalului. M-ar ajuta foarte mult. Răspund sau nu răspund? Spuneți cum vi se pare noua serie. Link în primul comentariu. 100% Bine să mă sare, știi că își așa că burtă. A zis că se duce să-i facă o plasă de haine la unul și n-a mai venit niciodată. Silviu Fire a mai vorbit despre Dorian și păcănele în trecut, dar abia acum Dorian a și răspuns pentru că subiectul a căpătat proporții. Bun, hai să le luăm pe rând. Silviu Fire e deja cunoscut pentru faptul că ia la mișto tot ce ține de influențăreală. Ba mai mult, condamnă ori de câte ori influencerii promovează țepe, business-uri shady, iar în ultimul an mai puternic, reclamele la păcănele. Având în vedere că anul ăsta s-au mai luat măsuri în privința reclamelor la păcănele și au început să apară reglementări, Silviu Fire a început să fie mai dur cu influencerii care încă acceptă să promoveze aparatele. În urmă cu aproximativ 2 luni, Colo Alexandru, care a ajuns să fie streamer aproape exclusiv de păcănele, a agitat internetul cu noul clip în care ne arată că și-a cumpărat mașina visurilor lui. Un Lamborghini Urus, în valoare de aproximativ 300.000 de euro. Normal că puteți deduce că o mare parte din acești bani vin din colaborarea cu păcănelele. Dorian Popa, pentru a-și arăta susținerea, a intrat live pe Instagram cu Colo, să-l felicite pentru noua achiziție. După această întâmplare, Fire a venit cu un clip postat pe YouTube în care îi atrage atenția lui Dorian că se asociază cu Colo, dar și că munca de care tot spune nu e chiar muncă atunci când faci reclame la păcănele. Și asta este un live de-a lui Dorian Popa în care s-a adus vorba despre Lamborghini-ul lui Colo și Dorian Popa le invită pe Colo, desigur doi păcăniști care au rupt reclamele și promovările la păcănele. Deci bă, până intră el, vă spune fratele vostru, am muncit băiatul, eu uite ce rapid mâncai așa lui. Bă, sincer, neveu, una e că dacă eram și pus și eu în postura, nu vreau să mănânc căcat și nu vreau să mă dau eu cip. Dacă eram și eu pus în postura ta, neveu, că s-a întâmplat atunci, dar ai rămas fără oameni și chestii și că cumva ai fost obligat să faci chestia aia, știi? Eu te-am înțeles, neveu, că nu e ca și cum aveai milioane deja, zeci de mii de euro și ai făcut așa. Tu nu aveai deloc. Lasă-mă să termin. Dorian, bună călătă. Am muncit băiatul banii și a luat mașina pentru că asta îi provoacă lui pe... Și până la urmă, neveu, pe cine dracu să-mi vezi tu la aparate? Că câți erau 100 de oameni, câți erau neveu, trebuie să era familia ta. Tu neveu, pe cine să-mi vezi, mă, la aparate? Neveu, 40 de oameni, pe cine să-mi vezi la aparate? Cine în viață? Fire nu s-a oprit acolo, în același timp a amintit de... Auzi tu ce a făcut neveu, e singur om care a luat bani de la aparate și a băgat banii de la aparate înapoi la aparate. Știu. 4 aprilie 2022, ce zici? O, te pup, MaxBet-ule. Ce zici de 2020? Hai, Jonathan, băieții ăștia au venit să vă poarte noroc dacă jucați pe MaxBet.ro. Ce zici de cheluțul păcănistu din 2020? Mamă, s-au dat bani mulți rău. Nu vreau să mănâncă, dar s-au dat bani mulți rău de tot aici. Aprilie 2022, ce? Deci n-aveți idee, nu cred că puteți să numărați câți bani s-au dat aici. O, te pup, MaxBet-ule. Ce zici de 2020? Hai, Jonathan, băieții ăștia au venit. Foarte mulți bani. Deci n-aveți idee dacă pe live-uri se dă atâția bani. S-au dat mulți rău de noroc dacă jucați pe MaxBet.ro. Ce zici de cheluțul păcănistu din 2020? Live, extragere, Max Curățenii. Ia zic cu Emil. S-au dat mulți rău de tot ce mulți, credeți-mă din suflet. Nu, că nu e clar. Fantastic. Da, când a făcut reclamă la Amanet cu publicul lui de copii. Jonuțule, partenerii de la... În momentul când imaginea ta e folosită pe blocuri, în reclame TV, știți pe ce se bazează emisiunile și din ce trăiesc? Din spoturile din reclame. Mi se pare că cea mai scumpă reclamă a fost la un meci de fotbal dintre ceva echipe din astea când s-a jucat în Europa League sau ceva. S-a dat o reclamă, nu vreau să dau nume la ceva, ăla a fost cel mai scump spot publicitar. Ăla, de acolo se scot foarte mulți bani, de acolo fac gen ăștia bani. Gen Insula Iubirii, ai văzut când dau spoturile alea? Insula Iubirii și după aia, bam, bagă spot imediat. E, spoturile alea să câștigă, de acolo să câștig extraordinar de mulți bani. La Express Credit pun la un spot ăsta publicitar, poai de cap, n-aveți idee. Discount. Casino 365. Și fratele Dorian Popa aici de față. După episodul ăsta, Dorian nu a dat un răspuns oficial, dar a făcut mici referințe prin vlogurile lui. A trecut o lună de atunci, situația se calmase, până când Silviu Fire a mai urcat un vlog în legătură cu o altă influenceriță care a făcut reclame la păcănele. Numele ei este Andreea BLD pe TikTok, iar deranjant a fost că înainte cu o zi, până la postarea reclamei la păcănele, tipa asta făcea unboxing la o păpușă. Adică pe de-o parte face content pentru... Bă, frate, zic eu, vorbesc eu numai Neveu, 100% sigur că neveu, e la fel ca mine, gen, în mare parte. Una e să faci, când, în momentul când faci bani, din lucruri din astea care sunt mai greu, poate să-i poți, și începi să te lauzi cu el, cu chestii de acolo, super lume, super opinie. Dacă ai tace dracu de în gură, ai înțeles, n-ai supărat pe nimeni, dacă nu te-ai dat în fală și în stambă. În momentul când începi să te dai în stambă, super pe toată lumea, super copii pe toată lumea. Și pe cealaltă promovează păcănelele. Nu, cum face culo, mă, că n-am treabă cu ce face culo. E păpușă de-aia, de-am văzut la mall!
Fire pe live. Că și neveu care m-a ajutat să fac YouTube, sunt 100% sigur că mâine, dacă mi-aș lua un merțandăr la 50.000 de euro și aș începe să sufăr de mine, mi-ar lua morții în pulă pe bună dreptate. Mi-ar lua morții în pulă pe bună dreptate. Gen să mă duc mâine să-mi iau un dolar de 50.000 și să... Ia uitați-vă mă ce mașină am eu. Voi nu aveți. Știi? La modul ăsta. Voi nu aveți mașina asta. V-am mai numit situațiile de genul drept de foame. În comunitatea lui, foame egal emojiul ăla cu o farfurie goală. Indicați-le faptul că le este foame. Cum puteți să le indicați faptul că le este foame? Uite, foarte simplu, v-ați prins deja în chat. Printr-un emote simplu cu o farfurie goală. Hai să facem și noi așa la toți oamenii care fac reclamă la păcănele, pentru că aparent funcționează. De aici a plecat un trend în care oamenii comentează emojiul cu farfuria goală la persoanele publice care promovează sau au promovat păcănele. Printre deci care se apărarea? Nu iau apărare la nimeni, Daniel. Eu îmi spun părerea în ceea ce mă privește pe mine. Mură și Dorian. Astfel, la vlogurile lui Dorian începeau... Ceea ce mă privește pe mine, îmi spun părerea despre mine. ...apară comentarii cu farfuria goală. Dorian, deranjat de valul ăsta de comentarii, a dat un răspuns direcționat către comunitatea... Cu valuri de hate, care se vede clar că sunt de la oameni care instigă la val de hate. Deci... Ok, Fire, a fost împotriva la aparate de la bun început. Dar ce spunem despre ăștia care fac TikTok sau YouTube sau ce fac și au început să-l atace pe Dorian Popa, care n-avea nicio legătură cu subiectul ăsta și s-au băgat în subiectul ăsta doar ca să facă vizionări? Atenție, îți dai seama. Fire deci... cu asta se ocupă. Fire ataca aparate de la bun început. Dar ce, cum vorbim despre cei care n-aveau nicio legătură și au început să atace acum? De ce? Pentru că sunt ori emojiuri la fel pe la comentarii, ori... Fire a venit cu o replică printr-un videoclip de 20 de minute, în care insista pe ideea că deși Dorian avea o influență atât de mare și își permitea să refuze reclamele la păcănele și amanet, el a ales să nu o facă, neținând cont că o parte din fanbase-ul lui e format din copii. Tot în clipul ăsta, Fire spune că citatele din Biblie date de Dorian sunt în contradicție cu comportamentul lui din trecut, cu alegerile pe care le-a făcut atunci când a promovat... Și Dorian are orice mulți copii? Da, mă, da. La final Dumnezeu va judeca, frate. Jocurile de... Da, asta încerc și o să fac cât de mult bine pot și să ajut cât de bine pot, că am făcut foarte multe nenorociri când eram puștan și vreau să excelez pe bunătate, nu pe răutate, să cumva să mi se ierte greșelile pe care le-am făcut în trecut, că am fost un nenorocit și vreau să mi se ierte greșelile alea. Și cum mi se iartă greșelile alea? Făcând bine, nu? Cum mi se iartă mie greșelile alea din trecut? Făcând bine, nu? Și încerc să fac bine până când trăiesc, până la finalul vieții, ca cumva la finalul vieții poate mi se iartă și mie ce am făcut în trecut. De noroc, care nu se pupă cu credința. Sunt absolut fascinat cum Dorian joacă acest personaj constant. Această aducere a lui Dumnezeu și a religiei și a Bibliei în discursul lui Dorian. Tot în răspunsul lui Fire ne este arătată o secvență dintr-un clip de la Dorian. Clip vechi de 4 ani, înainte de reclamele la păcănele. Hai să vedem ce zice. Ai pierdut vreodată bani la păcănele? Nu. Răspuns nesim. Hai mă, imagine cu asta că vă judecă Dumnezeu, te rog eu frate, mi-a furat din casă, vândut bijuterii, chestii de lux pentru jocuri. Bă, dacă nu există Dumnezeu, există karma, băiatul meu. U77i. Crede-mă că dacă tu crezi că Dumnezeu nu există, crede-mă că există karma. Și karma nu vine azi. Karma nu vine azi sau mâine. Karma nu e ca un calendar. Karma când vine, te lovește atât de rău, de nu te mai ridici de jos, frate. Deci crede-mă, când a venit karma, deci nu te mai ridici de jos. Îți dă o palmă, de nu te mai... Bă, nu te mai ridici de jos de acolo, de jos, nu te mai ridici de jos. Ești, nu te mai ridici. Deci nu mai faci așa, ce s-a întâmplat cu mine. Deci îți ia foarte mult timp să-ți revii de acolo. Oi, fi jucat la mișto, dar nu sunt, chiar nu sunt cu cartofor cu jocul de noroc și mi se pare oricum cel mai prost viciu din lume. Mai bine bei până ți-ai 10 blackout. Aici Fire ne arată că Dorian, deși nu era de acord cu jocurile de noroc și spune că e cel mai prost viciu, a ales până la urmă să promoveze ceva ce nu ar fi recomandat. La scurt timp s-a aflat că omul de afaceri Călin Donca a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Milionarul Călin Donca a fost arestat pentru 30 de zile. Este acuzat de ofițerii de la combaterea crimei organizate de evaziune fiscală în șelăciune. Cine a zis că nu există karma? Eu spun că nu e o problemă așa ușoară cu aparatele. Ah, ok, scuză-mă. Lune și manipularea pieței de capital. Călin Donca era cunoscut de o bună parte din oameni de la Dorian Popa, pentru că Dorian a investit în panourile solare de la firma lui. Iar el, cum își filmează viața de zi cu zi, s-a filmat cu Călin Donca pe vloguri spunând că sunt și prieteni. Asta bă, asta e o problemă aici când te bași cu cineva și nu-l cunoști cum trebuie și faci o greșeală și trebuie să plătești greșeala pentru el. Aici nu știu ce să zic. E cu duș și întors. Când sunt oameni în viața asta chat, sunt oameni în viața asta pe care nu o să-i cunoști niciodată cum sunt ei cu adevărat. Și uite, stai pe lângă ei, stai și după aia faci o nevrută de aia și nebun și te bagă în probleme. Se întâmplă. Când-l pe Silviu... Nu știu dacă îl cunoștea sau nu, dar se întâmplă. Vreau să accentueze ideea că Dorian Popa și-a asociat imaginea cu cineva ca Călin Donca, care în momentul de față e acuzat. Din câte am înțeles, acuzațiile astea n-au legătură cu afacerea cu panouri solare. În punctul
momentul ăsta, cred că Dorian nu a mai putut să ignore comentariile despre el. Numele lui era asociat cu Călin Donca prea mult, astfel a trebuit să vină cu un clip în care răspunde în sfârșit tuturor acuzațiilor. Dar înainte de asta, pe niște story-uri, l-a invitat pe Fire la un debate. Nu a obținut un răspuns la timp, așa că Dorian a mai pus... Dar să vedem că omul are aia de nevinovăție, că încă nu e judecat, încă n-a fost, s-a dat statutul de vinovat. Adică poate să fie și nevinovat, nu știu ce să zic. Un story în care a adăugat un sticker cu un ceas. Această zi este dedicată în totalitate lui Silviu Fire, iar eu o să vă țin la curent cu... Da, toți ăștia după YouTube care zic că nu-i urmăresc copiii. Unii au mai mulți copii, alții au mai puțin. E imposibil să nu te urmărească copiii. E imposibil pe YouTube, că marea majoritate de fanbase pe YouTube sunt copii. Fără copii nu ești tu. Păi, și de punct de vedere la evenimente, cine vine? Vin și oameni de 30 de ani. Am văzut și la mine 30 de ani, 40 de ani, 20, 26. Dar sunt și foarte mulți copii. Absolut toate lucrurile care se întâmplă. Momentan este ora aproape 3 și încă nu am primit un răspuns ferm. Nu este nimeni de blamat, Doamne ferește, pentru... Voia neapărat un răspuns de la Silviu Fire. Într-un sfârșit, i-a dat un răspuns, dar a fost un refuz. Asta pentru zic. Că lui Silviu nu i-a plăcut atitudinea insistentă. Dorian voia un răspuns chiar atunci. Cred că Imogen a explicat mai bine. Fire vorbește de Dorian de vreun an de zile, mâncați așa cu data. De ce răspunde Dorian tocmai acum și de ce într-o zi totul să se întâmple? E ca și cum îi dă așa, știi? Ca și cum, hai acum, știi? Acum că vreau eu acum. Mie mi se pare, în momentul ăsta, că mingea e la Fire, știi? Și vrea acum, înțelege ce vreau să zic, să ia Dorian Popa, mingea, să dribleze și nu prea poate că... Așa mi se pare, de ce trebuie să fie la cheremul Fire, să fie la cheremul lui Dorian în momentul ăsta să facă gen... Poate are altă treabă Fire, de ce trebuie exact astăzi sau nu înțeleg ce vreau. Eu v-am zis, nu-mi place cearta, dar... Clipul lui Dorian a fost scos după câteva zile, de-aia nu-l mai găsiți pe canalul lui. Un posibil motiv pentru care l-a pus pe privat ar fi că s-a grăbit, iar cuvintele spuse pe vlog au ajuns să fie folosite împotriva lui de către alți creatori de conținut. Unele persoane au luat părți chiar din clipul ăsta lung și au venit cu exemple prin care arătau că Dorian se contrazice. În primul rând, argumentul ăsta cum că el ar fi făcut reclamă la păcănele în urmă cu ani de zile, ba acum 2 ani, ba acum un an, a fost demonstrat a fi fals atunci când alții au arătat punctual că ultima campanie la păcănele a lui Dorian a fost acum 8 luni. Faptul că în continuare sunt conștient că a fost o greșeală și că de cel puțin un an jumătate încoace, dacă nu chiar 2 ani, de când am încercat să nu se mai întâmple acest lucru și nici nu s-a mai întâmplat. Let's fact check. Noiembrie 2022. Reclamă la Casino 365. Acum jumătate de an, 3/4 de an. Un an, jumate, 2? Uite. 365.ro și fratele Dorian Popa aici de față vă dăruiesc un iPhone 14 Pro Max. În al doilea rând au fost ridicate... Bă, eu v-am zis de ce nu fac aparate cu ei. Vă zic eu direct. Eu nu fac aparate de frică că îmi pierd comunitatea. Nu că e vorba de bani sau că puneam, că nu m-am gândit la bani. E clar, mă, m-am gândit la bani. M-am gândit la banii pe care trebuie să primez neapărat. Dar mie mi-e frică de comunitatea mea. Comunitatea mea m-a clădit, comunitatea mea mă dărâmă. Să moară mama, dar sunt sincer că toată lumea, doamne, că și mai zic cu YouTuber că lui Imogen e frică să facă aparate din cauza la comunitate. Păi, dar asta e adevărul, nu? Nu e asta e adevărul, cu aia comunitatea m-a clădit, comunitatea îmi donează, comunitatea mă susține. Am făcut aparate, comunitatea mă dărâmă. La revedere, ce să mai? La revedere. Sunt niște semne de întrebare în jurul investiției lui Dorian Popa, atât de greu? Panourile solare de la Călin Donca. E o rușine că mi-e frică de comunitate? Nu. De o clip spune că a investit o sumă, la știri dezvăluie altă sumă. Iar clipurile cu Călin Donca pe care le-a șters de pe canal nu l-au avantajat deloc în situația asta. Lumea a fost cu ochii pe el și a observat diferența dintre sume. Câți bani ai băgat tu în povestea asta? Sper că nu te-am amuțit cu întrebarea asta. Aproximativ 24.000 de euro. În vlogul de acum câteva zile, așa cum veți vedea imediat în imagini, Dorian Popa spune cum că ar fi investit la fel de mult cât a investit și în panourile de pe casa lui. Le vedeți acum pe ecran. Mi-am achitat panourile fotovoltaice de pe casa mea, în total 15.000 de euro. Am aruncat cu o sumă foarte mare, nici în ceea ce privește investiția în parcul fotovoltaic, m-am limitat la cei 20 de kW, exact cât am și pe casă, așa lucrez. Dar, acum câteva luni... Fără să mănânc căcat, nu știu dacă pe YouTube-ul ăsta au ajutat oamenii mai mult decât au ajutat la mine, un streamer. Vorbesc de streamer, nu de YouTuber. Eu nu știu dacă există pe YouTube-ul românesc un streamer să-i se fi donat mai mult decât mi s-a donat mie. Legii vorbesc. Nu știu dacă există. Nu știu dacă există un streamer mai mare în România să-i se fi donat mai mult decât mi se donează mie. Nu există. Nu, e, nu există. Nu există. Dacă adun. Nu există, mă, dacă... Colo, dar păi da, Colo a fost cât a fost anii aia. La mine de 5 ani în continuu. După mai e încă unul, mai e un YouTuber de la Neveu, dar a cumpărat el case, l-a făcut. Hai să vorbim sincer. Nu, mă, dar adevărul ăsta e, nu s-a făcut. Păi și cum să fac eu aparate, mă, dacă mi s-a donat? Eu cred că m-aș scuipa singur, m-aș duplica așa, face așa și m-aș duplica și m-aș scuipa singur în gură așa. Du-te, dracu, mă, dă. Luni, într-un vlog pe care, între timp, l-aș...
șters, Dorian Popa povestea... Te pup, Bugaie, te pup, te pup, maximum de donat. ...ar fi investit în panouri solare undeva în jur de 30.000 de euro. Dorian mai este deranjat de un lucru. Nu îi se pare normal că s-a ajuns până în punctul în care unii cred că întregul lui succes financiar se bazează pe colaborarea cu păcănelele. Mâine, poi mâine o să aud că efectiv de 12 ani de când trăiesc, aud de fapt că întreaga mea carieră este construită în baza păcănelelor. Băi, ce v-am mai spus eu vouă, mă, și v-am repetat și m-a spus și pe TikTok. Băi, 10.000 de lucruri bune dacă faci pe pământul ăsta, 100.000 de lucruri bune, 2 milioane de lucruri bune dacă faci pe pământul ăsta. Dacă ai greșit o dată, bă, o singură dată dacă ai greșit, lumea te va judeca pentru greșeala, nu pentru faptele bune pe care le-ai făcut tu. 70 de ani în viața asta dacă faci bine, 70 de ani în fiecare zi dacă faci bine. Dacă în 70 de ani, exact când ai făcut 70 de ani, ai făcut o greșeală, la revedere. La revedere. La revedere. Păi, fraților, sunt om. Ok, înțeleg că e deranjant. Dorian a plecat de la pariu cu viața, are o garsonieră pe care o închiriază, are site cu mărci, are HZ Resident sau alte business-uri care îi produc bani. Dar tot el face posibilă ridicarea din sprâncene atunci când pe video spune că acele colaborări cu cazinourile nu i-au adus nici măcar un sfert din valoarea Lambo-ului. Adică... Și mai ce? Bă, dar Imogine, tu de ce nu ataci pe altcineva? Pentru că și eu am greșelile mele. Cum mă pui pe mine să atac un YouTuber când eu fumez pe live, când eu înjur pe live, am și eu GG drop-ul, am și eu, adică nu sunt fără pată. Dacă eram fără pată, poate aveam și eu dreptul de a-mi exprima opinia. Da, eu te fumez pe live-uri, înjur pe live-uri. Cum să atac eu alt YouTuber când eu la rândul meu am atâta defect? Gândiți-vă puțin. Serios vorbesc, adică și eu am defectele mele, ce? Că vreo 45.000 de euro. Dar vă spun cu cuvântul de onoare și cu frica pe care o am în fața lui Dumnezeu că nu acopereau nici măcar un sfert de Lamborghini, da? În sfera asta a sponsorilor și a brandurilor care au contracte cu influenceri, e știut faptul că aceste case de pariuri și cazinourile plătesc cel mai bine. Dar mâine poi mâine mă atacă unul, băi Imogene, fumez pe live, las capul în pământ, ce dracu pot să zic? Ce pot să zic? Mâine poi mâine vine unul, băi Imogene, ce dracu o să-i tot copii la tine, fumez pe live, ce am de spus? Cu ce pot să mă apăr? Da, domne, da, ce? Dacă eram real, renunțam dracu la fuma că se uită copiii la mine, da. V-am zis, am și eu defectele mele, nu? Am și eu defectele mele. Sau bei pe live-uri, Imogene, sau... și greu să refuzi, iar la nivelul lui Dorian, la numărul de follower pe care îl are, vorbim deja de alte sume. De-aia e foarte greu de crezut. Până și stresul care face reclamă la păcănele de atâta timp și știe cum să treaba, are o părere diferită. Pe Instagram parte, unde că avea reclame la televizor, ești prost cu MaxBet, cum se ia pe 30.000 de euro, ești nebun pe alea? Pe la minim 100-200.000 trebuie să ia cei. Tot la știri, Dorian a spus că n-are încredere în fenomenul cripto, dar și aici lumea a venit cu dovezi în care Dorian a promovat proiecte cripto, cum ar fi NFT-scu. N-ați fost investitor și în acea cripto, în sensul ăsta întreb, adică... Nu, eu nu cred în acest fenomen. Asta, deși în trecut a promovat un... La fel eram, am fost, nu știu, la un eveniment în Constanța am fost. M-am dus pula mea, avea niște sicuțe de la de whisky. Erau niște copii acolo, m-am dus, stau de vorbă cu ei. Am zis, hai să facem o poziție, am stat de vorbă cu ei. Vreo 10 minute am stat de vorbă cu ei, Caterin, că am râs amalea. Și când am plecat, era un tomberon, m-a îndreaptă așa și am aruncat sticluțele. Nu le-am aruncat la tomberon, le-am aruncat lângă tomberon. Și m-a pus aia, m-a pus aceiași copii cu care am vorbit, m-a pus, uite bă, ce face Imogen. Dar am tăcut dracu din gură, că știu că am greșit. Nu puteam să mă duc să iau sticlele astea la tomberon. Dacă stai să o gândești, a fost vina mea acolo. Ce vina au avut copiii aia, că s-au dat pe lângă mine și după aia mi-au făcut-o pe la spate. Vina aia mea, că puteam să iau sticluța aia, s-o arunat tomberon, cum se face normal, nu? Dar am tăcut dracu' din gură, n-am mai zis dracu' nimic. Zic, bă, am greșit aici. NFT bazat pe blockchain-ul celor de la Eagle, neavând nicio problemă. Deci răspunsul lui Dorian a fost descusut de atâția oameni zilele astea încât a fost nevoit să-l șteargă. Cred că a fost speriat de tot felul de comentarii, inclusiv cele legate de Călin Donca, și a venit cu răspunsul ăsta destul de grăbit. Tot în... Că mi-a făcut-o copii pe la spate. Vezi că se înțelege altceva. Te înțelegi tu, Pauline, că ai mintea aia de greblă. Dezavantajul lui. O parte pozitivă din toată cearta asta e că a crescut motivația pentru interzicerea reclamelor la păcănele. Iar petiția de pe Declic a crescut și mai mult în semnături. Dacă vreți să o semnați și voi, vă las linkul în descriere. Pescobar a dat și el de belea, dar nu știu cum s-au nimerit toate acum. Călin Donca, Pescobar, Dorian Popa. În fine, Pescobar a avut de suferit pentru că i-au închis temporar Radu Stunza. Motivul, ANPC a venit peste el și s-au descoperit niște nereguli. La NPC Horia Constantinescu, după ce comisarii au pus lacătul pe ușa restaurantelor lui, afacerile lui Pescobar au fost închise pe bandă rulantă, din Herăstrău în Snagov și până în Timișoara. Patronul acuză că a fost executat. Execuția în direct continuă. Ăsta a fost tot episodul de azi, acum vă aștept pe celălalt canal cu evoluția lui Alex Alvarez. Vă las link în primul comentariu. Nu înțelege ce să bagă fire în discuția cu așa, pentru că asta face fire, luptă pentru drepturile omului. Și dacă stai să te gândești, și aparatele nu sunt un viciu destul de rău. Și de asta luptă fire, că asta face fire de când faci YouTube. Nu-ți place, nu te uiți. Întotdeauna au existat oameni care au criticat alți oameni pentru deciziile care le iau și care afectează gen cumva societatea în care trăim. Înțelegi?
Adică, înțelegi lucrul ăsta?